Aplicația contribuie în mod semnificativ la creșterea eficienței în rezolvarea cererilor adresate structurilor de imigrări din toată țara. Prelucrarea datelor se realizează în mod organizat și controlat, existând în permanență posibilitatea unei interacțiuni cu solicitanții pentru obținerea cât mai rapidă a datelor necesare și procesarea lor. Prin lansarea acestui serviciu, Inspectoratul General pentru Imigrări oferă aplicanților oportunitatea de a face dovada îndeplinirii condițiilor legale prin încărcarea online a documentelor justificative înainte de prezentarea la birourile de lucru cu publicul. Documentele sunt verificate de operatori care asigură un feedback online și programează solicitantul la o dată și o oră stabilită pentru a se prezenta la ghișeele speciale amenajate și dotate în vederea preluării datelor biometrice și a confruntării cu documentele originale. De la începutul anului și până în prezent în Mehedinți au fost identificați 58 de cetățeni străini cărora le expirase dreptul de ședere în România. Cei mai mulți sunt sârbi și sirieni.